Salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod. Astăzi suntem pe Train War 2, așa se numește jocul. Și efectiv, acum ne creăm repede un caracter. E prima dată când mă joc jocul ăsta. Hai să vedem cum se descurcă. Luăm Germania, pentru că aici locuim. Dar cum ar fi... Bine, o să-l încerc poate și pe celelalte pe viitor. Hai să vedem cum se descurcă jocul și cum efectiv ne poate oferi satisfacția de a ne juca. Am zis că să încerc o nouă serie pentru că de mult timp am vrut să mă joc Train Simulator ăsta. Nu știu cum e toată faza, dăm un pic mai încet. Settings, audio. Punem un pic pe aici, că na. Ambiansul, ok. Apple. Nu știu pe Welcome to ce. Train Sim World 2. Bine, am venit în, da, Train Simulator 2. Dialog, dialog. Bă, dar de ce nu? Eu zic așa stă bine. Bă, sper că v-a plăcut. Fortnite-ul de ieri, Train Simulator World 2. Nu știu unde să pun web-ul, n-am nicio idee, efectiv. Hai, cam nu se mai aude deloc. Eu zic că e îndeajuns. Oh, măi, unde merg către 20? Main volum, am înțeles. Nu mai au nimic. Da, nu cred așa ceva. E prima dată când mă joc. 45. Eu zic că e destul de ok așa. Dialogul. In the top right corner of the screen Perfect. and count towards your overall experience. It is necessary to be fully observant of the surrounding world. Hai că am înțeles. Practice by looking Direct up, lag. down. Păi, stai un pic. Aici game-ul advanced. Am înțeles. Pune frate pe medium că mă rupe aici, nebun. Da, nu-mi trebuie asta. Game, notification, ok. Aici, deci numai atâta cred că ar fi. Left and right. Perfect. Păi și eu nu mă duc. Aha, eu acolo trebuie să mă duc, nu? What, cum arată? Nu le nu. Besides operating trains, there are lots of requirements to navigate on Hai foot. să mergem Try jos. moving around now. Cred că l-am băgat în Germania. This is one of many interactives to be discovered, Da, but not all of them în will be as Germania l-am easy to băgat la find as Kiel. this one. Băi, bine că ne arată ei de început. Asta destul de bine, dar eu sunt... deci acum trebuie să aștept. Eu cred că sunt ăla care conduce trenul, nu? Mamă, ce entuziasm am. Deci fii atent, nu, deci nu pot să cred cum e jocul ăsta, jur. Ha, bă, eu trebuie să fug după tren, ești nebun. Celălalt se relax, eu trebuie să fug după tren. Oprește-te, mă, fii atent unde stația. Oprește, deschide-te ușa. Bine, așa face și în viața reală, numai ca idee. What the fuck? Păi și unde mă duc? Find a seat? Păi de ce? Nu, eu aici trebuie să mă duc. Păi eu trebuie să conduc. Mene și bate pe ăla numai să-l conduc eu. Sit. N-am permisiune. Ok. Avem wireless. Deci eu numai atâta că... Bă, deci dacă nu pot să conduc, nu mai filmez, mă. Da, sunt ready, da. Pes pauze, pauze, nicio pauză. Acum conduc eu. Era culmea, efectiv.
Așa, mă. A lot of time will be spent operating trains, so when ready, sit in the driver's seat. A heads-up display has appeared on the right side of the screen. This is nu voi nimic în spate. This is the speed display. The white needle shows current speed. The red marker indicates the maximum permitted speed. Nu știu, ne spune, dar ok. Mi-a arătat o linie, dar în fine. An arrow will indicate forward, reverse and neutral directions. Oh, fii atent ce accident fac. A number will indicate what position the power. E 160 de kilometri la oră. These are brake indicators. No, they show yeah, the state of the various brake systems, allowing independent management of them. Okay. Hi. In the top right, there are the signal and speed limit displays. These feature an indication of what is approaching and a countdown distance to when they will come into effect. Stop ar fi pe celălalt. Some of these displays can be hidden via the settings menu for a more challenging experience. This train is ready to go. New Max. Cu câtă viteză merge, mă? De 10 km. Poți să mai pus ceva pe lângă? Ca un cuptor mic. Da, aia să ne duce ceva de mâncat, de băut. Runs to the border with Holland and Belgium and forms part of the international network of services. În Belgia trebuie să mergem, lol. This particular train is a third generation intercity express built by Siemens in Germany for international operations. Asta mergem un pic mai repede. Of 8 cars and has a top speed of 320 km per hour. Mhm. Da, e verde, na, în fine. Dar ce Dumnezeu fac cu alea? Bă, da, am un pic de lag. Train sim 3. Other internal and external camera views are available to be explored. These can be accessed from the camera menu. Păi nu mă, da așa du-te. Hai, du-te mai repede, du-că. Mi-aduce aminte de un, de ăsta. Efectiv de un... joc, nu, de un TikTok în care zicea turbulență cu pasii pe tren, știi, drămâta. Welcome to West Germany. Prepare yourself for a high-speed ride on the world's first international railway line, linking Köln with Holland and Belgium. Experience the thrill of driving the highly modern ICE 3M electric high-speed train up to 250 kilometers per hour, or take in the sights of the border region while riding the versatile BR442 Talent 2 articulated multiple unit. Da. International Express or Tranquil Commuter Service, you set the pace. Along the way, don't forget to place route maps, apply safety signage, place hazard cones, and restock first aid points. Ah, welcome deci to the Köln-Aachen high-speed line. Da, cu 250 de kilometri pe oră, damn. Configure overlays. Start a new journey. Continue high-speed connection. Sper că m-am apăsat bine, bă. Nu știu, se încarcă. Doamne, ce... Talent introducție, hai că am vorbit. Talent 2, introduction. Cam așa arată și în viața reală. Welcome to driver training here at Aachen Depot. Depozitul. Here you will be taken through the operation of a BR442 Talent 2. Bă, dar stai. Restart, control automatic, e ce metric. Da, crezi că știu? Visibility. Am înțeles, de ce mi-am băgat rezoluția? De ce mi-am băgat rezoluția de 3000 și? Confirm, da. Dar de ce mi-am băgat rezoluția de 3? Aha. Mai bine, bă. Electric multiple unit. Oh, mama. During this brief introduction, we will go through the train preparation, critical driving controls, and passenger operations.
When you Ah, are mă, că e ready, amor de climb cala, adică aboard to stai get că suntem în started. Germania. Biff, or, io, stai că trebuie să urc. In normal operation, this unit draws Hai să sărim electricity toți. from the overhead catenary via a pantograph. Hai, However, o să since the aibă. pantograph is currently in the down position, we have to power the initial systems by priming the auxiliary battery. Cred că așa le dau drumul la toate. Păi că nu mere. Fut bateriile. Ce Dumnezeu, mă? Hai că mere ceva. Au să ar fi, da. Că nu mere. What the fuck? Sit. Ce? Indirect brick. No, psh. Trebuie să-l ducem la aprile 10%. Eu zic că ajungem. Cabin light. Hai să le dăm un pic gap. Păi și cum dau start? Ce? Bă, eu trebuie să trec de treaba asta, mă. Hai, mă, nu trec. Hai să mă duc la B. Da, cam așa arată. Gen, vii și apeși pe butonul aici și gata. Dar eu nu trebuie să conduc. Deci. Ce mai apare? S-a auzit ceva, da? Am forni la. Păi da, bun, da. Că nu pot să văd mai față. Nani. Oh, MRC. Patreon, poziție 5 minute. Ah, deci trebuie să stau 5 minute. Take a seat in the driver's position. This is Ce am With început? power available, use the master switch to unlock the control desk and turn Now activate the pantograph so that it raises up and makes contact with the overhead catenary. Nu cred că e Set the gata. indirect brake to release. This brake is generally not required during normal operation. Finally, disengage the parking brake. Ah, pula de jos. Păi și eu ne găsesc aia cu viteza, mă. Mamă, mă rog. Bine, mă, am hor. Păi viteza n-ar fi din asta. Am făcut rici. Păi și de unde? Da. Asta e break-ul, deci max power. Păi și du-te, mă. A, trebuie să-i pun la 10%. Me.
Deci dacă nu le pun bine, e bine, și 7 mph, 7 e done. Păi nu pun mai mult. Release. Mi-a luat tot apă de butoanele, pe vedem. Bun. Am ceva pe aici, da. Deschid ușile. S-a deschis o ușă. Nu pot, băi. Hai că, da. Foarte, foarte. Max Power. Stai, mă, dar ăla ar fi oare. E normal, nu, așa, mă. Set. Hai, că și-o pornit de pe loc, dacă e. Eu, că eu îl conduc, mă, n-o fi atent, nu văd. Bă, stai, mă, că ăștia... Da, n-o fi atent. Perfect, hai, du-te. Că du-te, bă! Oh, mă, fii atent că nu se mai duce. Hai, de tată, du-te! Coasting is a method De used to dobrovoa să efficiently dăm, maintain speed uite cât and am stat. reduce motor stress and maintenance requirements. Break off. Cum? Off. Apply a small amount of brake force to achieve a comfortable and safe stop. Nu mai pot face nimic. Nu că pe ea nu-ți pe ea. Păi du-te, mă, ce m-am păsat aici? Nu e mai și mă duc pe jos, mă. Asta să vedem așa funcționează. Thunder. Ce am? Da, vezi că nu... Nu merge aici, adică nu mă las să fac prea multe. Da, fii atent, m-am luat după ce o zis ăla și... Doamne, nu fii atent. Că du-te mă înainte. Hai că nu mai din primul să-l arătăți banii.
Să-l pun, că nu mai știu cum a fost efectiv. Trebuie să încep încet. Hai, cum arăt încet, dacă e. Bă, dar nu mai pot face nimic. De cam fort. Nu știu pe ce am apăsat jur. Bine, bă. Mersi. Ce să mai... Bine, bă. Hai că am jucat. Esc. Full map, option, league main menu. Ce bă că s-a jucat el de mod? Explore. Explore the scenarios, nu, continuu, hai cu asta. Da bine, mă. Mai facem un pic, e? Da, e rău, nu știu de când. Of, bă. Ia, mai iară. Welcome to driver training. Mă rog, treaba asta o să facem. O să continuăm cu episoadele când nu se merită acum să mai filmez încă o dată toată treaba cea pe care am făcut-o. Așa că nu uitați de butonul de like, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!